Hola. Hola. Am oprit să ne alimentăm cu mâncare. Almuerzo costă sub 2 dolari. Ciorba de pește și felul 2. Tot pește. Și ne gândim să mergem să facem voluntariat la un centru de animale abandonate. Mâncare și cazare gratis. Pește și cartofi negri. Care au un nume, dar mai bine în cap. Cincio sau nu mai știu, șapcio. Putem spune că suntem în singurul loc din Sud America unde n-a intrat McDonald's. Aseară ne-am cumpărat de la piață nucile de Sadamia, de care trebuie să le sparge cu piatra. Felul 2 peștele cu iuca, orez, roșii, salată și ceapă. Plus la mâine. Peste tot, toată lumea cu pește. Și pacaiul l-am găsit. Spada. Ce gracias. Uai. Pe de mare. Asta. Ne-am luat pacaiul. Dita mai spada. Cu un leu și ceva. Bucata. Magazinul Coca Sagrada, Coca Sfântă. Am găsit o mașină să ne lase la centrul de animale abandonate. Stai să pun asta să nu cadă. Centrul de Hai, păcai! Trecui de controlul de poliție. Nu zice nimeni nimic dacă ești 3, o persoană în mașină. Într-o mașină de 5. Mergem să încercăm să facem voluntariat, să vedem dacă putem sta câteva zile gratis. În locul care produce cea mai multă coca din Bolivia.
peste 70% din coca este produsă aici, în zona asta. Si. Sunt cam 2 km, nu? De cam 9. Si. Deci mi-a apa. Eu s-a apagat. Muchas gracias, chao. Fata de lângă mine vrea să ne plătească. Da? Pasajul? Da. De ce? Nu știu. Ah, ce de treabă. M-a întrebat unde mergem. Și ce este? Suntem în aventură. Sunt oameni, da, care... Na. Doar se bucură că vorbesc cu tine și unii chiar vor să-ți plătească călătoria, drumul. Fiecare cu spada lui, intrăm în junglă. Aici marea panică nu e cu narcos, cu oamenii în afara legii care produc cocaină sau care fac mari dubiușenii, ce problemă e cu animalele, să nu dăm nas în nas cu o puma. Oh, frunze de coca la uscat. E volandat de frunzele de coca la uscat, o plantație care s-a tăiat. Umplem și noi două pungi. Hola, bună! Ar trebui și noi două pungi. Că oricum am rămas fără, mai avem puțin. Care mai trebuie un vizit. A, uite, acolo a fost plantația. Se văd pomișorii. Da. Toți tăiați. Destul de mici. Culești, de fapt. A, culești, da. Wow, ce frumos e locul ăsta. Ia uite pomul ăla, cât de frumos arată. Wow. Altă plantație pe dreapta a fost culeasă și acum începe din nou, din nou. Dacă nu știați, coca are și fructe, un fruct roșu care se vede.
Și după asta e o plantație neculeasă. Asta a fost culeasă. Uite-o. Cât de mare e. Da. Și aici sunt oamenii vis-a-vis. Asta e mare. Asta e mare, da? Plante mari. Și alta pe stânga. Asta e și mare. Asta e și pe stânga și pe dreapta nu mai copta. Și niște animale, dacă scapă animalele astea și mănâncă toată coca, au pus-o ăștia de aici, din zona. Dar le-au îngrătit bine. Vă sănătoase care merg și mănâncă de unde vor. Uite asta cum se uită, nu? Altă plantație de coca, dar cu pomișori destul de mici. Am intrat în zona unde sunt plantații lângă plantații. Cu cât te duci mai mult, cu atât găsești mai mult. Wow, ce cald e! Dar e un peisaj așa de superb. Altă plantație de coca care a fost culeasă. Asta e la a doua. Recoltă. La a doua recoltă. Destul de măricică. Dacă ai așa o plantație în România, faci cu pușcărie pe viață. Te mai ține și după ce ai murit închis. Încă vreo 10 ani.